Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face o citire generală colectivă pentru energia următoarelor 3 zile, pentru a vedea cum stăm și ce mesaje noi ne mai pot apărea. Luați de aici doar lucrurile cu care rezonați și ce nu lăsați deoparte. De asemenea, ca de fiecare dată, vă rog să vă folosiți discernământul. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru suport, pentru că sunteți aici și sunteți niște suflete deosebite. Iar celor care ascultați pentru prima dată aceste mesaje, dacă considerați că rezonați cu ele, vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like pentru a vedea și în viitor când postez alte clipuri. Apar în curând și zodiile pentru toată lumea. Aprilie este o lună intensă. Energetic. Sunt foarte multe tranzite, tocmai de aceea am zis să fac această mică intervenție, m-am oprit din filmarea zodiilor, am filmat câteva, vor apărea toate în măsura în care am timp disponibil. Știți că pentru mine YouTube-ul este printre picături, când apuc să vin aici alături de voi, o fac cu mare drag. Și tocmai de aceea mi-am alocat timp pentru aceste zodii, pentru că energia este una intensă și nu avem cum să negăm că în lume se petrec lucruri. Se petrec niște lucruri uluitoare, pentru că totul s-a schimbat la 180 de grade. Mi se pare că întreaga lume este cu susul în jos. Doar noi avem soluția pentru ca lumea în care trăim să se îmbunătățească. Pe 2 aprilie va retrograda Mercur, este o retrogradare importantă pentru că Mercur înseamnă gândire, intelect, vorbire, comunicare, iar în Berbec în acest moment se regăsesc nodul nord și Chiron, eternul rănit. Și metaforic vorbind, Mercur va face o mișcare înapoi pentru a relua, pentru a reevalua chestiuni care țin de independență, autonomie, de individualitate, de identitate. Cine ești? Și care sunt lucrurile care te cuprind în fiecare zi, astfel încât tu să nu-ți dai seama de ce faci pe parcursul unei zile. Cam despre asta va fi vorba și vom avea până pe 25 aprilie să ne lămurim. Intră și Venus în Berbec în curând și va aduce forță, vitalitate, va aduce energie magnetică pentru a putea noi să ne vindecăm rănile, traumele. Noi suntem carul mare, iar această energie acum va fi puturuca din drum. Ce ne împiedică de fiecare dată? Pentru că este ca un deja vu, ca un deja vu. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Pe lângă faptul că mă simt foarte obosită, fără niciun fel de motiv real, nu s-a întâmplat nimic în viața mea personală altfel decât acum 2 ani, când, spre exemplu, vitalitatea mea era mai crescută, dar știți că am mai vorbit prin citiri că se întâmplă lucruri. Nu am niciun fel de dubiu că energia este manipulată, nu am niciun fel de dubiu că vremea este manipulată și nu am niciun fel de dubiu că trăim într-o programare predictibilă, așa cum nu am niciun fel de dubiu și că avem liber arbitru. Și atunci, fiecare dintre voi, indiferent unde sunteți, pe ce meleaguri, în care parte a lumii, contribuiți și aveți un rol foarte important, și anume acela de a menține viața aici pe pământ. Poate unii dintre voi veți spune, desigur, dar pe mine mă apasă boala mea, provocarea mea, planul meu financiar și așa mai departe. Singuri nu putem. Noi trăim într-o societate, așa este construită această scenă pe care toți jucăm și fiecare are rolul său. Secundar, principal, irelevant. Din punctul meu de vedere, fiecare contribuie și mentalul oamenilor acum este încărcat. Toată lumea cu care vorbesc este obosită, suferă de ceva, nu are timp sau are dureri de cap sau mai știu eu ce chestii se mai întâmplă. Vă arăt ce am făcut eu, nu sunt un model de urmat, doar că vă arăt ce am făcut eu. Mi-am pus un elastic, ele se tot rup, eu le tot repun aici, pe mână și de câte ori simt că ceva nu este în regulă, mă fac atentă. Dacă este vreo situație care mă supără, dacă simt că mă enervez, dacă devin letargică, apatică, dacă nu am chef să fac ceva anume, mă ciupesc, da? De ce? Pentru că așa creierul va înțelege că acea situație este dăunătoare, pentru că o va asocia cu mica, mica durere, că nu e o durere, și cumva
va încerca să iasă din acea poveste, să mă Este. facă atentă, creierul meu mă va face atentă în situațiile în care sunt luată pe pilot automat de rutină sau plec inconștient din realitate. Ce vă mai sfătuiesc să faceți, pentru că se apropie și eclipsa de soare, care are și ea un impact major? Să încercați să fiți foarte, foarte, foarte atenți la viețile voastre în aceste zile, la ceea ce simțiți, la ceea ce trăiți. Am spus că această eclipsă are legătură cu scena publică, cu conducătorii, cu chestiuni politice pe care le vom vedea, pentru că și Uranul și Jupiter vor face conjuncție pe 21 aprilie. Și asta înseamnă ceva ce are legătură cu noi la nivel de umanitate, dar și la nivel de sănătate, de corp uman. Noi avem șanse reale să reușim în fiecare zi. Doar că trecutul nostru, experiențele noastre de până acum ne împiedică să vedem cu claritate ceea ce putem face, faptul că suntem creatori și că doar noi singuri avem soluțiile la absolut orice problemă ar putea exista în acest moment prezent. Avem luna în opoziție cu această conjuncție, în aceste clipe când filmez. Luna în opoziție cu Uranus dă nervozitate, stare de agitație, expresia nervii în stomac. Și în opoziție cu Jupiter, de o stare emoțională amplificată, de tristețe, practic facem din ceva mic ceva mare. Și mă întorc la comparația cu buturuga mică care răstoarnă carul mare. Dacă noi vedem buturuga, o ocolim sau pășim peste ea. Important este să vedem buturuga, pentru că acea buturugă ne va ieși în cale ori de câte ori nu vom fi atenți. Să vedem ce ne zice această zi și revin cu zodiile, vor apărea rând pe rând. Știți cum fac de obicei, nu știu cum fac alții, poate ei asta fac, din asta trăiesc aici, au copii, nu au copii, n-au familie, nu știu cum reușesc alții. Eu atât pot și așa pot să livrez mesajele. Ia uite, activitate fizică, vedeți? Deci oboseala aceasta poate avea legătură și cu faptul că Mercur intră în retrogradare acum, poate avea legătură și cu faptul că Pluto a intrat acolo în vărsător și că transformă foarte multe lucruri în rutina noastră, poate avea legătură și cu Uranus din Taur, care vrea mai multă mișcare, vrea să ne mișcăm mai mult, vrea să ne trezească, pentru că noi trăim în aceste zile o trezire colectivă în masă. Unii s-au trezit deja de ani buni, alții de mai puțină vreme. Ideea este aceea de a rămâne în armonie, facem cât putem, facem ce putem și să fim atenți, să fim observatori. Avem 6 și 7, împreună ne dau 13, moartea, transformarea. Deci aceste următoare 3 zile, 72 de ore, cum vreți voi să le spuneți, efectiv cum vreți voi să le spuneți, aduc ceva. Ar trebui să transforme ceva, ar trebui să faceți voi ceva pentru voi, pentru corpul fizic, pentru a vă simți mai vitalizați. Muzică. Pentru a vă putea schimba frecvența, pentru a nu vă atinge aceste stări de oboseală, de apatie, de letargie. Cu perseverență. Poate pentru unii dintre voi va fi important spațiul locativ, pentru alții dintre voi trecutul. Trecutul, rădăcinile, proprietățile. Fundația pe care v-ați clădit viața, care provine din copilărie sau din mediul care v-a creat pe voi, pentru că suntem programați de mici, fără să ne dăm seama. Și frigul îl învățăm și tot învățăm de mici. Să vedem mai departe. Avem renaștere și reîntinerire. Da, prin activitate fizică putem să ne simțim mai bine, prin a ieși realmente în lumina soarelui, a ieși afară din casă. Statul în casă, pe canapea, în fața televizorului, ne îmbolnăvește. Și aici avem să vorbești despre ceea ce îți dorești, speak your mind. Spune ce gândești. Fă lucrurile pe care vrei să le faci. Ridică-te de acolo de unde ești căzut și picat și acționează, fă ceva, indiferent. Nu contează că faci jumătate de pas. Important este să nu rămâi în loc, pentru că această energie care vine către noi, dar împotriva curentului, să nu te doboare.
Care este identitatea ta? Care este identitatea ta? Pentru că în funcție de ceea ce crezi, aici avem suflet, spirit, minte, gândurile tale predominante în acest moment pe care trebuie să le transformi. Ești cine crezi că ești, ceea ce gândești. Dacă ești veșnic supărat, viața ta va părea un coșmar. Dacă veșnic spui că ești ocupat, într-una vor apărea situații care să nu-ți dea liniște. Schimbări rapide. Trebuie să schimbi rapid ceva sau în acest weekend, să spunem, în această perioadă, indiferent când accesați voi clipul, apar niște schimbări rapide sau ar trebui să interveniți voi rapid, să vă mișcați rapid și iute în ceea ce aveți de făcut. Ca vibrația zilelor avem 29, avem 30, 31 și 1. Avem așadar implicate ca arcane judecata și eremitul, o zi în care înainte să spui ceva mai bine gândește-te de două ori înainte, care ne aduce lucruri care ne dau de gândit. Apoi pe 30 putem avea împărăteasa și nebunul, este o zi sâmbătă bună pentru micile plăceri ale vieții, fă mișcare în parc, să-ți simți corpul, căci Venus, împărăteasa, guvernează taurul, corpul fizic, activități și lucruri care să-ți facă plăcere, inclusiv artistice, orice are legătură cu arta și cu frumosul. Data de 31 ar fi împărăteasa și magicianul, pentru că așa, din aproape în aproape, vei vedea cum lucrurile încep să se miște. Poate spre duminică așa să apară și comunicare, ceva neașteptat, sau de duminică să simți cumva că te cuprinde o stare de optimism mai profundă, mai mare, mai sustenabilă. Și pe data de 1 avem magicianul. Ziua nebunului, nebunii suntem noi, noi suntem The Fool's Day, nebunul, cel care habar nu are pe ce planetă trăiește și se aruncă aici în jocul vieții, dar vrea să facă, vrea să încerce, el zice că poate și poate, într-adevăr, dar ca să rămâi în energia lui zero, îți trebuie mult. Mult. Ar trebui să stai pe un munte și să meditezi toată ziua, să contemplezi, de fapt, să privești așa la lucrurile frumoase, fără să ai pe nimeni în jur. Și nu se poate. Uite că e o întreagă scenă, nu doar tu, actor. Aici, la locul de muncă, s-ar putea să apară niște lucruri sau să fii nevoit să predai ceva foarte repede, să faci ceva foarte repede, sau atenție să nu te grăbești atunci când faci ceva la locul de muncă, pentru că pot apărea repercursiuni sau lucruri, pentru că din neatenție s-a întâmplat ceva acolo. Și din nou apare ideea aceasta de respect reciproc față de oameni, este cumva o perioadă în care oamenii s-ar putea să zâmbească frumos, dar să nu-ți spună adevărul, tu să simți că ceva nu este în regulă și ai putea delicat, diplomat, să îi provoci pe aceștia, suntem încă sub influența eclipsei și vom fi multă vreme, să spună părerea lor legitimă, cu acuratețe. S-ar putea aici să mai apară niște chestiuni legate de relații, unde cineva să vă spună ceva, dar să vrea să spună de fapt altceva. Și aici avem pasajul sau podul în lumina evenimentelor recente cu podul din Statele Unite, din Baltimore, care a picat, a căzut. Știți cântecelul, eu îl știu că am copil mic, London Bridge is falling down, podul din Londra cade. Da, ăla e scopul și sensul. Întreaga noastră atenție este deviată în acest moment de cu totul și cu totul altceva, pentru ca noi să nu fim atenți, dar când spun este deviată, este deviată cu acordul nostru, pentru că noi ne uităm la lucrurile acestea. Situația curentă este pe punctul de a se sfârși, da? Și s-ar putea unele lucruri să se prăbușească în fața ochilor voștri, sau cel puțin voi să aveți senzația aceasta de prăbușire, de sfârșire, dar Mercur în Berbec vine cu revenire, da? Este o revenire. Revin asupra lucrurilor care nu funcționează, sau dacă s-a prăbușit ceva, se încheie ceva, nu pot controla o situație, revin asupra ei pentru a vedea ce pot face, accept ce pot face sau mai am o șansă, pentru că acolo l-am pe Chiron, care este eternul rănit.
Dar care a primit ajutor? De la Apollo și de la Artemis, dacă bine mi-aduc aminte. Deci care primește ajutor. Primiți ajutor dacă îl cereți, dacă învățați să cereți ajutorul. În zona relațiilor avem un nou debut. În zona planului material au ieșit două. Avem judecata și regina de băte. Și în zona planului emoțional avem luna. În zona relațiilor, pentru cei singuri, nouă de bute, singurătatea a devenit o povară și vă înțeleg. Lucrurile sunt pe cât se poate de clare aici și eu fac etalările pentru următoarele 3 zile, dar următoarele 3 zile în care se poate activa în voi ceva, în care poate apărea un gând care schimbă totul, vă schimbă realmente realitatea, pentru că realitatea se poate schimba, nu este de sine stătătoare, nici definitivă. Singurătatea aceasta care a devenit o povară se poate schimba prin a ieși din casă, prin a face niște lucruri. Pentru alții dintre voi aici este o istorie din trecut care v-a măcinat, v-a epuizat, care v-a lăsat urme adânci și reminiscențe și de aceea aici este o teamă, este un dușman ascuns, este un fel de protecție pe care v-ați ridicat-o la nivel subconștient și cumva blocați fără să vă dați seama o persoană în viața voastră, intrarea cuiva nou în viața voastră. Deveniți conștienți de aceste lucruri și atunci vă curățați percepția. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, atenție la certuri, atenție la nervi, atenție la stări emoționale care se pot amplifica. Nu mai pierdeți timpul pe lucruri mici, mărunte, insignifiante. De ce ai făcut la stânga și nu ai virat la dreapta? De ce nu o luăm pe acolo? De ce o luăm pe acolo? Discuții care nu au o fundație solidă, discuții irelevante pentru viață. Încercați să vă păstrați calmul, pentru că acea lună din Scorpion este o lună răzbunătoare, să spunem așa. Este o lună care nu iartă, care atinge tot, care cumva vrea să aibă un cuvânt de spus. În opoziție cu Uranus este stare de nervozitate, tac, 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 dar și când izbucnesc, izbucnesc. Asta se poate întâmpla în cupluri aici, însă îl avem și pe Jupiter, care este rațiune, este înțelepciune, este punctul acela de cunoaștere, de evoluție, de maturitate din noi, în care să spunem, ok, hai să vedem cum putem rezolva sau de ce mă enervez acum, de ce ne enervăm, hai să ne calmăm, hai să ne calmăm. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici această lună din Scorpion cu nou acesta de bâte este furie, furie intensă, atenție că furia se duce spre ficat, furia este o furie a lucrurilor care au rămas neterminate, nefinalizate și mai aveam ceva de zis sau nu înțeleg sau... Este furie. Încercați să vă eliberați de aceste lucruri, pentru că, uite, lucrurile pot pleca din viața voastră cu cât le lăsați voi mai repede să plece. Încercați să vă detașați. Aici este reîntinerire, este regenerare, este o viață nouă după cortină, dar trebuie să conștientizați și voi. Hai să vedem mai departe. Avem 4 de spade. 4 de spade vine cu liniște și calm. Ar trebui să ne liniștim. 4 de spade spune că este o perioadă în care să ne vedem de viețile noastre și să înțelegem de ce ne enervăm sau ce anume ne declanșează, pentru că este o furie, este o tristețe, este o apăsare, dar care nu are legătură cu oamenii de lângă noi, este a noastră. Și evident că ne vărsăm nervii pe cine ne stă aproape. 4 de spade spune mai rănit și nu spui nimic sau mi se pare că nu te schimbi, mi se pare că situația asta persistă la nesfârșit pentru cei singuri, mi se pare că nu se întâmplă nimic, se poate întâmpla absolut orice, orice este posibil. Sunt 2 factori mari aici, voi și ce se întâmplă în lume acum, pentru că egregorul mentalului colectiv acum este unul tulburat și mă rezum la asta. Iar voi aveți experiența voastră de viață cu niște convingeri care sunt așa ca niște pereți, 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 pereți în fața fericirii voastre. Și se pot debloca situațiile. Vă puteți curăța percepția prin a vă ridica vibrația, prin a vă schimba modalitatea de a gândi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, ei s-ar putea pentru unii dintre voi să fie o scurtă deplasare, o relaxare. Este nevoie de relaxare în acest weekend, este nevoie de calm. Sau dacă se iscă vreo ceartă, vreo discuție, ceva,
să vă liniștiți, să nu răspundeți, să nu intrați în conflict, să nu vă certați, pentru că este o perioadă prin care puteți naviga cu ușurință prin ape liniștite și să știți că dacă cineva păstrează tăcerea, dacă partenerul vostru nu spune ceva, este pentru că se abține. Fie voi, fie partenerii voștri și dacă partenerul va face chestia asta să spună și ceea ce simte, acolo iese război cu ghilimele de rigoare. Deci să fiți atenți la aceste lucruri. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, omul acesta își vede de viața sa, este într-o poziție aparent fericită. Nu știm ce se petrece în viața sa cu exactitate. Trece prin niște schimbări, prin niște transformări, dar în ochii voștri pare că duce o viață fabuloasă. Nu, nici pe departe așa ceva. 6 de monede. Următoarea perioadă aduce fix o stare de echilibru cât de aia primești. Dacă cumva ajungeți în ipostaze de genul ceartă, conflict, apăsări, încerca să vă cere scuze sau să contrabalansați energia. Uite, 9 de spade, 8 de spade, pajul de cupe, cu vorbă bună. Vedeți că sunt chestii karmice, sunt gândurile noastre care au legătură cu noi înșine și cu neputința noastră. În weekendul ăsta s-ar putea să ne fie testată forța de a face lucruri, să ne simțim poate ușor neputincioși, dar au un sens, pentru că ne învață răbdare, ne învață virtuțile lui Saturn acolo în pești. Tot în aprilie vom avea și conjuncție între Marte și Saturn și acea conjuncție pornește alt ciclu de viață, acesta de răbdare, de lucruri solide, pe ce mă bazez concret. Hai să vedem, ok, mă necăjesc așa pe toate lucrurile din viața asta sau pe lucruri concrete, sau sunt fericit și eu pentru lucruri concrete, sau e doar în imaginația mea totul. Cei singuri, după cum spuneam, în mâinile voastre este potențialul de a avea o relație. Cei care sunteți în cuplu, cu cât veți fi mai liniștiți, cu atât veți trece mai bine și cu mai multă ușurință peste acest weekend destul de încărcat, mai ales spre sfârșitul săptămânii, mai ales pe data de întâi. Practic, ce veți da, aia veți primi. Și partenerii voștri vor face la fel, doar că tentația va fi să răspundem cu aceeași monedă. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, nu vă temeți, căci la un moment dat lucrurile ies la suprafață și veți vedea care a fost sensul și scopul despărțirii. Ia uite, am amestecat și a apărut pajul de cupe. Deci, practic, prin faptul că am amestecat cărțile, am sărit peste acea furtună de trăiri, de gânduri, de blocaje și am ajuns la pajul de cupe. Hai mai bine decât să ne supărăm un cântecel vesel să cântăm. Ceva de genul acesta este. Este bucurie aici și vorbe bune. Cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva. Vedeți, în permanență este o șansă. În permanență. Nu rămân lucrurile așa. Trebuie doar să vă aliniați la artă, la muzică și la frumos. Poate ieșiți în oraș, poate, nu știu, ascultați o muzică bună să vă schimbe starea. Pentru cei care sunteți în cupluri, o petrecere, o voie bună, poate sunteți invitați undeva, poate ceva de genul acesta se poate întâmpla, bucurați-vă de locul și de momentul în care sunteți și trăiți în prezent. Punct. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare aici, ori este un copil implicat, ori are legătură separarea voastră cu ceva ce s-a întâmplat în copilăria voastră, convingerile voastre de atunci și cu trauma de abandon, mai degrabă decât de abandon, este o rană de umilință. Aceea a faptului că nu suntem suficient de buni, nu valorăm. Conflict de devalorizare. Cavalerul de monede. Cu cât stai mai ferm pe poziții, cu atât mai bine vei fi. Cu cât ești mai lucid în acest weekend, cu atât mai bine treci peste el. Este o schimbare, vedeți, această schimbare rapidă, cu cât se va petrece mai repede, cu atât mai devastatoare, să spunem, poate fi. Adică este o perioadă a extremelor și indicat ar fi să ne găsim un punct de echilibru. Cu cât trecem mai calm prin această poveste, cu atât mai bine. Mie cavalerul de monede îmi place tare pentru că este un cavaler care este foarte echilibrat și la nivel mental și la nivel emoțional și care face pașii, dar foarte rațional, așa. Merg prin viață și le iau așa cum vin.
Sunt în gardă, dar pe de altă parte mă și bucur de piață. Uite, trăiește în momentul prezent, asta spune această perioadă. Trăiește în momentul prezent pentru că acest moment prezent îți creează viitorul. Gândurile cuiva sunt la voi aici. Cineva se gândește la voi. Și când doarme, și când e treaz, și când e trează, ia uite, ofițerul, doar că este sub o comandă, sub o programare proprie sau internațională, ca să spun așa. O programare, cineva execută un program, execută un acord karmic, execută ceva aici cineva. Ori faci așa cum a spus când a plecat, ori veți vedea că în relația voastră, în funcție de ceea ce gândiți, aia se întâmplă, sau că această energie a pajului de cupe este practic cea care dă tonul, dau tonul unor lucruri frumoase, lucruri bune vor apărea în relația mea. Sau puteți, sunteți aici cu cineva în gând care are haină de stat, persoană publică, ceva de genul acesta. Dar o persoană publică care în acest moment este letargică. Și speranța. Speranța asta este deșartă, dar să o spunem așa, că ce alt cuvânt nu avem. Speranța că lucrurile se îmbunătățesc. Nu este neapărat o speranță, este o garanție aici, pentru că dacă vă asumați puterea aceasta pe care ne-o dă arhetipul berbecului acum, mai ales că retrogradează Mercur și suntem în perioada de umbră, adică deja simțim energia, s-ar putea să fim puși cumva la locul nostru sau într-un colț să ne supărăm, dar acest lucru ne dă nouă prilejul să ne gândim cu calm la niște treburi. Există speranță, oficial există speranță. Și aici avem să avem încredere, să ne bazăm pe ceea ce simțim și să credem cu tărie în lucrurile pe care ni le dorim. Cineva se gândește la voi dacă v-ați despărțit și nu v-a uitat, cu toate astea rămâne la idee de gând până la voi, mai este nevoie și de intenție și de acțiune, iar intenția sa în acest moment este puțin plecată după fluturi, adică nu intenționează să facă neapărat nimic, dar această perioadă de nimic, de liniște, este pe punctul de a se sfârși. Pentru cei care sunteți singuri, fiți loiali voi credinței voastre și ridicați-vă vibrația și veți vedea că se întâmplă lucruri bune și că puteți intra într-un parteneriat. Iar cei care sunteți în relații deja formate, aici, după cum spuneam, s-ar putea să existe un conflict de genul rutină, obișnuință, ne-am obișnuit așa și să fie repetitiv în fiecare zi, fără să vă dați seama că acționați după un program, după o rutină, după un ne-am obișnuit așa. Încercați să ieșiți din acea programare pentru că, uite, vă ajută acest mecanism și puteți să vă schimbați viețile. La nivel de plan material, judecata și regina de bâte, vineri, pare să fie o zi complicată puțin, nu vă speriați, în sensul că s-ar putea să apară pe aici, pe la serviciu, niște discuții cu un superior sau să fiți foarte rebeli sau să vreți să intrați mai repede în weekend. Regina de bâte aici spune și ce-mi doresc, poate pentru unii sunt niște provocări cu autoritățile care sunt pe punctul de a se încheia. Atenție la șofat, atenție să nu vă oprească poliția, atenție la amenzi, atenție la discuții cu autoritățile. Pe de altă parte, atenție la ce spuneți, cui spuneți, pentru că s-ar putea să spuneți ceea ce gândiți, dar așa, fără să vă gândiți cu adevărat la ceea ce ați vrut să spuneți și să nu intrați în vreun conflict, căci oamenii sunt destul de irascibili mai nou în acest secol. Păstrați-vă calmul și intrați în această vibrație pozitivă sau optimistă de unde să vă gândiți de două ori înainte ce spuneți. Ia uite, avem un rege de cupe, pentru că până la urma urmei veți obține lucrurile pe care vi le doriți, să știți, este până la urma urmei în zona aceasta financiară, unii dintre voi s-ar putea să cheltuiți, este Venus în pește aici, niște bani în acest weekend, alții dintre voi s-ar putea să ieșiți la cumpărături și să cheltuiți impulsiv, atenție la aceste lucruri, iar aici, uite, l-avem pe Saturn în pește acum, care
este cu Neptun acolo și spune, gândește-te bine la lucrurile pe care le dorești, pentru că s-ar putea, dacă acționezi rapid și impulsiv, să regreți ulterior și sau să spui cuiva vreun adevăr care pe unii dintre voi vă poate ajuta, dar pe alții dintre voi s-ar putea să vă încurce. Să nu fie primit neapărat de colegii voștri de serviciu foarte bine. 4 de bâte, veți sărbători. Unii dintre voi poate mergeți în oraș și foarte bine faceți, alții dintre voi o vizită la familie, cineva vă vizitează acasă, revine căci este judecata, primiți o vizită de la copii. Pentru alții dintre voi faceți niște planuri de vacanță, de căsătorie, unii dintre voi. Uite, un drum, o călătorie, un weekend, o deplasare, o ieșire la restaurant vă va face foarte bine. Pentru alții dintre voi este un răspuns. Mergeți la un interviu, este un răspuns afirmativ aici. Pentru o angajare, vorbiți cu cineva la un eveniment sau vă întâlniți în parc. Da, este un cadru fericit acesta, 4 de bâte, care vă dă o idee, vă face o recomandare, vă spune ceva despre cum voi puteți să vă ușurați această zonă a planului material. Uite, aici spune, mă supun sau nu mă supun? Sunt mulțumit de acest deznodământ sau nu? Pentru moment, lucrurile ar trebui să fie destul de liniștite și abia de la 1 aprilie încolo să vă faceți planuri. Să lăsați, practic, această perioadă să treacă de la sine, să meargă așa cu valul, să plutească lin, pentru că așa va și trece. Știință. Avem o carte aici, locked. Ia uite, știința este blocată. Vă lipsesc niște date, să spunem așa, și atunci mai bine lăsați lucrurile să treacă de la sine. În acest moment nu faceți schimbări la locul de muncă sau schimbări financiare. Dacă aveți bani pe card, nu îi cheltuiți pe toți în acest weekend. Dacă aveți vreun gând, vreo idee, vă faceți un plan. Cel puțin în primele două săptămâni ale lunii aprilie, mai degrabă decât să faceți o schimbare majoră. Pentru că s-ar putea să fiți tentați, dar mai bine vă mai gândiți. Uite, să luați în considerare trecutul sau să vă faceți planurile, luând în considerare cheltuielile voastre la nivel de rutină, dar din trecut. Da? Luați fiecare lună în parte, vedeți cum ați stat cu finanțele și atunci puteți să vă faceți forecast-ul, să vă faceți bugetul pentru viitor. Pentru alții dintre voi poate fi o revenire din trecut, să vă întâlniți cu vreun iubit, iubită, coleg, colegă de la locul de muncă, să se reaprindă acolo foarte rapid, foarte iute, flacăra iubirii. Sau ceva ce s-a întâmplat în trecut, poate ieși acum în lumină, vorbind despre Mercur retrograd și revenire. La nivel de plan material, starea asta de oboseală, de letargie, de apatie ne-a zăpăcit pe toți. Hai să treacă, trece, totul este bine. Luna, niște frici sunt aici, niște dureri de stomac, atenție la durerile de stomac, gaze, balonare. Avem faetonul, trece, ia uite, racul care guvernează, luna care guvernează racul. Progres. Luna în Scorpion este o lună fricoasă, se duce pesimist așa și tot ce se întâmplă în jur are senzația că este personal, regele de monede. Discuții cu partenerul de viață, discuții cu autoritate, discuție cu soțul, soția, da? Poate fi și soție și soț. Pentru alții dintre voi vă este teamă că nu aveți parte de un răspuns, vreți un răspuns, vreți un răspuns pozitiv de la o autoritate. Pe de altă parte, aici liniștiți-vă, dacă vă gândiți la bani, veți rezolva această chestiune financiară. Roata destinului. Cu puțin noroc înainte totul trece. Norocul nu există, este alinierea noastră, este modalitatea în care lucrăm noi cu energia, este șansa pe care ne-o creăm singur, dar roata destinului aici spune că nu veți fi lăsați de izbeliște, că dacă vă este teamă de ceva, să fiți atenți la gândurile voastre predominante, să vă schimbați vibrația, pentru că lucrurile se schimbă. Și fie vă cufundați mai tare în tristețe, fie ieșiți de acolo și va fi extraordinar de bine. După cum spuneam, un weekend al extremelor. Șarpele, o situație care se schimbă. Pentru alții dintre voi este o provocare la nivel de sănătate, la care să aveți grijă, mai ales în zona aparatului reproducător.
Adicție, poate fi o chestiune de genul alcool, pentru că uite, sau dependențe, sau ceva toxic, ceva ce nu pot să schimb la mine. În loc să mă duc să lucrez, mă întind puțin pe canapea și dorm, lasă că fac mai încolo, lasă că fac mai încolo. Procrastinare, practic. Iar luna de aici spune, conștientizează că faci chestia asta, ridică-te din pat, dorm pe scaun, dorm cu capul pe masă, dar încearcă să schimbi obiceiul, da? Încearcă să-l schimbi, fă ceva. Apoi, adicție mai poate fi și faptul că depindeți de niște medicamente aici și cumva la supărare vă crește tensiunea sau trebuie să aveți grijă, da? Că dacă vă supărați, vi se schimbă tratamentul. Și player, poate cineva vă deranjează, fie vă întinde mâna o persoană care vă ajută să vă descurcați în situația asta, fie furia voastră este pe cineva care s-a jucat puțin cu voi și cu sănătatea voastră, ca să zic așa, dar aici vorbim despre atașamente, despre karmă, despre teste și despre faptul că acum le puteți încheia și chiar acum le puteți încheia cu eclipsa de soare din Berbec și cu cea de lună din Balanță. Aceste tranzite nu sunt întâmplătoare, au un sens, au un scop și responsabili de viețile noastre suntem doar noi, dar nu ne va pica din cer. O carte, am zis, nu cred că a trecut un an de când am zis, aveți grijă de copiii voștri, protejați-vă copiii, pentru cei care au, evident, ce se întâmplă în lume acum. Am mai făcut o comparație la un moment dat la eclipsă prin septembrie anul trecut cu cine e născut de eclipsă. Uite, empatia. Empatia, intrați pe vibrația empatiei în acest weekend și veți vedea că veți trece cu foarte mare ușurință peste tot ce aveți de făcut și aici o decizie. Poate cineva vă cere iertare, cineva care v-a greșit. Da? Cineva care v-a greșit, dar atenție că persoana aceasta recidivează sau a tot recidivat. Sau și dacă iertați persoana aceasta, atenție că există această ipoteză de recidivă perpetuă și atunci trebuie să stați de vorbă să fie sinceritate aici. Dacă batem palma acum, trebuie să o batem și să mă asigur că lucrurile se întâmplă cu adevărat sau aflați niște vești în legătură cu cineva care v-a greșit, indiferent ce înseamnă cineva în viața voastră și va trebui să luați o decizie și în funcție de acea decizie, să spuneți ce aveți pe suflet, se schimbă ceva aici, înspre bine. Și va trebui să vă respectați promisiunea sau cineva nu și-a respectat promisiunea sau să fiți atenți că persoana aceasta, dacă tot spune, tot promite, tot spune, tot promite, perseverează în adicții sau voi. Este momentul să vă schimbați, știți cum face șarpele pielea, să schimbați ceva și să vă țineți de schimbarea respectivă, să perseverați, să vă creați un mecanism care să vă apere. Talismanele. Plămânii. Tristețea, gemenii, comunicare. Uite ce spui aia, atragi. Este vremea să te îndepărtezi de cuvintele pe care le rostești și să nu te mai enervezi pe lucrurile mici și mărunte. Să-ți schimbi vibrația, uite. Și aici avem chakra coroană. Trebuie să te înalți, trebuie să te înalți. Trebuie să devii superom și poți să devii superom. Uite, poți. Tu poți singur. Tu singur poți să schimbi viața și destinul. Tu ești direct responsabil de propria ta identitate. Da. Ne încurcă gândurile, energia din exterior, dar pentru unii dintre voi, uite, este nevoie de un parteneriat sau să lăsați în urmă un parteneriat dacă nu mai funcționează, pentru că așa veți persevera, așa veți reuși. Ia uite aici, o conversație, o întâlnire cu cineva, veți sta de vorbă unii dintre voi. Pentru alții dintre voi trebuie să vă eliberați de tipare, uite, de adicție, aici este zahărul. Poate fi orice. Și privitul la televizor și filmele seriale și, nu știu, un anume tip de suc și ceva anume. Înțelegeți? Orice poate fi considerat o adicție. Să vă relaxați puțin.
Iar pentru alții dintre voi este nevoie de intervenția voastră pentru a încheia o karmă, pentru a încheia un tipar, pentru a ieși de aici. Pentru alții dintre voi o situație care a continuat, care a perseverat în viața voastră până acum, cum să spun, care a persistat în viața voastră până acum, se încheie și vă eliberați, vă luați zborul. Cineva este cu ochii pe voi, foarte puternic, și vrea să știe cum faceți voi. Aici este cineva foarte gelos, foarte gelos pe voi. Gelos în sensul de invidios, cineva care și vă admiră, dar v-ar și penaliza dacă v-ar prinde. Și vrea să știe cum faceți voi, cum faceți voi. Cineva care crede că sunteți bine, sau care vă admiră, sau care vă invidiază. Se poate schimba o situație și aici avem RA. Ra. Soarele, ieșiți la soare afară. Unii dintre voi veți face o călătorie în Contra. curând pentru a închide o karmă sau peste un ocean, peste o mare, la mile distanță, la kilometri distanță. Pentru alții dintre voi, Atenție la mașină, la acte. Acte. Uitați-vă să nu vă fie expirat asigurările, ITP-ul, pe unde șofați, pe unde o luați cu mașina. Atenție la aceste chestii. Iar pentru alții dintre voi, vestul, aerul, aerul. Aveți nevoie de aer, trebuie să schimbați un pic mediul. Că sunteți supărați, nu stați în casă, ieșiți afară, ieșiți din casă, uite, ieșiți și plimbați-vă, pentru că vă ajută acest lucru. Vă mulțumesc tuturor, ne revedem săptămâna viitoare cu zodiile, să fiți bine, sănătoși și iubiți, calmi și împliniți. Pa, pa!